ați venit la Biblioteca Proietărescu. Ne bucurăm să vă avem alături de noi astăzi, într-o zi specială, Ziua Bibliotecii. O zi specială nu doar pentru noi, ci și pentru toți dumnezeii, pentru că consider că cei 11 ani pe care biblioteca noastră ne sărbătorește astăzi sunt încă o dovadă care susține afirmația că Bulgaria a fost, este și va rămâne un oraș cu tradiție cărturărească. Și dovadă este faptul că, iată, acum 11 ani se înființa un lăcaș de citire deschis tuturor, un astfel de lăcaș în fostul județ al Tudovei. Ei bine, Stroie Beloescu, filantropul care a donat clădirea în care funcționează astăzi biblioteca Stroie Beloescu, a fost îngrădițat că gestul său nu va fi o gratuitate și a avut dreptate. Deoarece biblioteca s-a transformat repede într-o instituție profesionistă, o instituție cu sediu și personal proprii. Susținută de-a lungul timpului de oficialitățile vremii, dar și de personalități precum George Tutoveanu, Vindeleanu, care au și făcut donații intenționate bibliotecii, acesta a reușit să devină repede un referent fundabil și o emblemă a culturii curlădene. Nu întâmplător veți regăsi astăzi pe mese o poezie din opera lui George Tutoveanu și nu doar pentru că el a făcut parte din acea comisie de înființare a bibliotecii, dar și pentru că pe 20 noiembrie se împlinesc 144 de ani de la nașterea sa. Am gândit activitatea noastră de astăzi în trei momente. Primul este dedicat tuturor celor care vor să ne împărtășească din amintirile lor legate de bibliotecă. Și așa cum vă spuneam, așteptăm un invitat de suflet, domnul profesor universitar, criticul și istoric literar Nicolae Crețu. Cel de-al doilea moment al activității este dedicat lansării romanului de Vara, roman semnat de Silvia Budescu. Cartea va fi prezentată de către scriitorul Geo Pădugărul, membru al ziariștilor profesioniști și, bineînțeles, binecunoscutul domnul profesor Gheorghe Clapa. Pentru că am menționat de sprijinul primăriei, eu vreau să-i mulțumesc astăzi persoana și domnului primar, avocat Dumitru Voroș. Da. Spun și eu bună ziua și vă mărturisesc că am răspuns cu bucurie, dar și cu o curiozitate la maxim aceste invitații de a participa la aniversarea celor 110 ani de la ființarea Bibliotecii Municipale Stroie Beloescu Bâlbane. Spun curiozitate pentru că am fost sigur și sunt sigur că aici vom auzi lucruri importante despre acest lăcaș de cultură atât de drag nouă bădăvenilor. În 15 noiembrie 1906 lua ființă la Bârlad prima bibliotecă publică din Ținutul Tudova. Trei ani mai târziu, marele filantrop Stroie Beloescu dona primării Bârlad această clădire sub denumirea Casa Națională, cu precizarea că aici să funcționeze bibliotecă, pinacotecă și muzeu. Bârlădenii s-au ținut de această donație și astăzi avem această bibliotecă importantă la nivel local, dar și național. În acest lăcaș de cultură, o parte din activitate a desfășurat-o și Academia Bârlădeană. Au conferențiat personalități importante ale culturii românești, Nicolae Giorga, Victor Ion Popa, Vasile Pervan și mulți alții. Ceea ce evidențiază importanța acestei instituții dragi nouă. Din punctul meu de vedere și al bârlădenilor,
apreciez că biblioteca trebuie să rămână un punct foarte al Bârlavului, alături de Muzeul Vasile Corban, Teatrul Victor Ion Popa, Palatul Guguianu, Casa Eminescu, instituții care au zidit și șefuit personalități marcante ale culturii naționale. În calitate de primar și de reprezentant al Consiliului Local, spun că noi avem o obligație și morală și legală să sprijinim această instituție, astfel ca bârlădenii să beneficieze cele mai bune servicii. Când mă refer la bibliotecă. La mulți ani Bibliotecii Strării Bălărescu, putere de muncă și tărie celor care lucrează în această instituție de agă. Vă mulțumesc! Din partea Primăriei Municipiului Bârlad și a Consiliului Local Bârlad, tot din promovie excelență, Bibliotecii Strării Bălărescu. Mă bucur că astăzi suntem împreună pentru a sărbători cei 110 ani ai Bibliotecii Strării Bălărescu. De asemenea, mă bucur și sunt convinsă că astăzi în mijlocul nostru se află ctitorul acestei instituții, Strării Bălărescu. O persoană de care eu am rămas legată sufletește după ce am cunoscut viața atât din momentele redate de-a lungul timpului despre el. Am să rostesc și eu câteva cuvinte legate de această instituție. De această instituție mă leagă amintiri plăcute. Perioada celor 7-8 ani cât am lucrat și condus acest lăcaș a fost perioada când m-am informat cel mai mult. Când am avut posibilitatea să selectez lectura cea mai bună, nu numai din specialitatea mea, ci și din alte domenii, când am cunoscut scriitor, editor, redactor de carte, cu care am organizat întâlniri cu cititorii, serate muzicale și alte activități. O parte a sufletului meu a rămas în această instituție și îmi place să cred că am slujit-o cu credință, că am făcut tot efortul pentru a fi consolidată după seismul din 1986 și când a intrat în RECA și cea mai mare realizare e că am redat publicului cititor această sală de lectură care ne aflăm astăzi, așa cum a fost în stadiul ei inițial. Ne-am bucurat, noi membrii Academiei Bârlădene și suntem mulți în această sală, de aprecierea făcută de nativ la George Tudoreanu, pentru că el a făcut prima donație și a făcut parte în același timp Comitetul de Inițiativă din anul 1906. Mergem plătă, sărbătorește, o institut sărbătorește din momentul în care își există clădirea, clădirea s-a făcut peste ani. Ne-a venit un gând, de fapt gândul există. Sigur că trebuie o clădire nouă a Bibliotecii Naționale. Deocamdată noi vă spunem doar atât noi, adică domnul primar și cu mine, nu mă părâți? Da, nu. Am o idee, am demarat un proiect care are, va avea 6 etape. Prima etapă e rezolvabilă, o să vedeți la primul consiliu, proiectul nostru, și dacă se va rezolva, păstrându-se fațada unei clădiri cea mai monumentală din orașul Bârlad, construită de tatăl academicianului Alexandru Filipide, în 1845, și în rest, deja un arhitect a făcut o clădire modernă care poate servi, de ce nu, pentru o bibliotecă modernă. După ce vom parcurge etapele, atunci o să vă anunțăm. Deocamdată este important că am găsit locul. Trebuie să țin cont de acest factor. Pentru că nu vorbim de unii singuri, vorbim pentru acest auditor și cu intenția, probabil, de a intra și în dialog cu el. Scuze, în primul rând, că am ajuns târziu. De data asta le formulez pentru dumneavoastră toți cei prezenți în această sală a bibliotecii noastre bârlădene, mai mult decât centenară. Un cadou făcut bârlădenilor de Strării Bălărescu contemporanei săi. La
M-am uitat puțin pe ce era aici pe masă pus în fața fiecăruia dintre noi, la istoricul, treptele importante în timp ale istoriei acestei biblioteci, am propriile mele amintiri legate de partea de istoria bibliotecii cu care am fost presiune contemporan. Și e frumos că ne aflăm pentru așa ceva aici, într-o perioadă în care în jurul nostru este de câteva zile, în special, mult vacan electoral și post-electoral, dacă e vorba de ce s-a întâmplat cu Hilarul Trump și cu, mă rog, Trumpa care nu i-a ieșit lui Hillary. Argotic, a ieșit Trumpa prima. E bine că vorbim despre carte, e bine că vorbim despre bibliotecă, e bine că vorbim despre lectură. E bine că aici au vorbit cum era și normal, cum era și de așteptat, profesori, oameni ai școlii, totul începe cu școala, cu profesorii, inclusiv primii profesori care sunt mama și tata, frații mai mari, cei care spun povești copiilor în vremea care mai spuneau cei mai mari povești celor mici. Acum cei mici primesc poveștile de pe ecran și mai ales nu în stil Disney dulce, ci în stil japonez, brutal, brusc și cu efecte asupra violențelor de prin licee, păruieri între fete de la Făt Frumosul Clasic și înjunghieri între machos, colegii lor, adolescenți. Sigur, nu e asta imaginea tuturor liceelor noștri. Dar se simt și acolo niște urme lăsate de impactul ăsta cu new media, noile media, inclusiv social media, internet și altele, Facebook, Iași. Dar și celor din Iași care nu-și cunosc orașul, le spun că orașul părinții lor trebuie descoperit, trebuie citit. Trebuie început această lectură, trebuie găsite nervurile acestei structuri care dă individualitatea unui oraș de cultură, unui oraș al artelor. Nu-i neapărat nevoie să fie un oraș mare, nu-i neapărat nevoie să fie un centru universitar. Vârladul nostru, pentru că e și al meu, al nostru, vârladul nostru are o astfel de individualitate. Am mai vorbit pe tema asta, am vorbit în sala de ședințe a primăriei despre blazonul cultural al vârladului. Da, avem o istorie culturală a Vârladului, Academia Vârladeană nu este un accident, dimpotrivă, este o încununare, o expresie sintetizatoare a acestei sete de cultură, de carte, de artă în orașul nostru. Cel mai mare omagiu pe care îl poți aduce unui creator de idei, nu vorbesc numai de literatură artistică sau unui scriitor, este să-l citești. Ăsta este cel mai mare omagiu. Nu urez această bucurie a lecturii. N-am să spun, cum spun ăștia acum, romgleza, s-o share-uim. Share. Let's share it. S-o împărțim această bucurie a lecturii. S-o practicăm împreună și să le fim recunoscători bibliotecarilor pentru această bătălie și pentru bucuria minților și a sufletelor. Am ascultat pe domnul profesor Nicolae Crețu și gândesc că ceea ce am ascultat poate constitui pentru fiecare dintre noi o temă de meditație. Într-adevăr, e nevoie de mai multă lectură. E nevoie să-i facem pe
studenți, pe elevi, să înțeleagă marele bine pe care îl aduce cartea în viața de zi cu zi a omului. Și acum, trecând la carte, ce ar putea să fie cartea decât o amară, dulce răstignire pe crucea verbului a fi? Ca după aceea, să nu țin între cuvinte, să se nască frumoase și pline de învățătură cărți care ne folosesc în viață, în ceea ce vrem să fim în devenirea noastră ca destin. Există în arțul creației niște timpi. Există un timp al trăirii, momentul efectiv al trăirii unor evenimente, unor întâmplări, unor chestiuni din propria viață. Există, acest timp se consumă și după aceea vine un alt timp, cel al amintirii. Ne amintim de acele lucruri, fie că au fost plăcute, fie că nu au fost plăcute, și vine în sfârșit, fiindcă amintirile își cer și ele vezmintele vorbirii, vine momentul mărturisirii. Mărturisiri care se adună în cărți pe care ar fi bine să le căutăm cu mai multă sagacitate, cu mai multă asiduitate. Din întregul text se desprinde o undă ușoară melancolie de poezie nostalgică ieșită dintr-o percepție nuanțată, lirică a obiectelor, a naturii, a unor scene citadine, a realității cenușii. Romanciera Silvia Budescu își întruchipează ideile, sentimentele, conflictele în personaje și situații concrete pline de vitalitate. Romanul Fugara se susține pe imaginație prin sondaje psihologice, prin simboluri și comentarii intelectuale, printr-un limbaj adecvat, dar și printr-o poezie ce emană din întreaga atmosfera conținutului cărții. Aria omenescului, dublului aspect individual și social, este extinsă. Problematica socială prezent teren în favoarea instinctelor a vieții interioare și a subconștientului. Aici s-a pus accentuat, este 3-7 isprave. Deci nu e prima, a doua, a treia. Așa, are 7 până acum, toate la editura Stern. Bun. S-a spus aici, domnule, el a arătat cu degetul el în epocul. Aș vrea să, într-un minut, să pun lucrurile în matca lor. Eu i-am povestit o poveste care o știam din familie, dar care o știam prin chiar. Era tabu. Nu se discuta la noi despre, în familie, de treaba asta. Deci, bunica mea, tot cea care, într-adevăr, a plecat în Dobrogea după ce a făcut școala normală, să fie învățătoare, acolo i s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ce ne-a șocat pe noi, adică eu și sora mea, a fost că știam din povești, în refugiu din 1916, când am intrat bulgari în Dobrogea, a plecat cu fetița de mână și vioara sub braț. Vioara exista la noi. Ce-i cu această vioară? Și până la urmă am aflat. I-a fost oferită de acest diplomat turc. Nu știu dacă era consul sau ce era el de acolo, că noi ambasada am avut avea în 31. Deci ce rang avea, nu știu exact, dar noi copiii am început să brodăm. Ia să vedem, nu cumva avem comerții mai nu știu cum, ia să vedem. Deci asta a fost, această vioară a însoțit-o pe bunica mea în refugiu împreună cu copilul de mână, care avea la vremea aia câțiva anișori. Vă rog să-mi dați voie să stau jos, dacă mă ridic în picioare, mă frumșesc. De emoție. De emoție. Am să vorbesc despre cartea aceasta. De ce nu este nou în scrisul de la... Pentru că... Sunt o fugară și toată ziua și toată noaptea fug de mine. Și ce m-aș fi făcut eu... asta nu puteți scăpa. Și ce m-aș fi făcut eu dacă n-am fi fost prieten? Prietenul care este aici în sală este nepotul adevărat al acestei Elene și vreau să-l cunoașteți, pentru că pornește cartea de la un sâmbure de adevăr. Să și aplaudăm pe la da, să-i zici și cu ceani.
Ce m-aș fi făcut eu fără Adriana Plușcov, care îmi spunea mereu, poți scrie. Ce m-aș fi făcut eu cu artileria, care e în rândul trei, cele trei profesoare, profesoara Maria Chidescu, Paula Matei, Lucia Mundeanu, care au citit și m-au îndemnat și merg mai departe și merg mai departe și merg mai departe. Chiar nu mai puteam și ce m-aș fi făcut eu cu prietenii mei de la Piatra Neamț, care au venit să mă aduc aici.